Un cuplu, soț și soție, unul dintre ei originar din Ucraina, au pus bazele unui grup criminal organizat specializat pe redobândirea ilegală a cetățeniei ucrainene. Cei doi mai aveau 4 complici în Ucraina care îi ajutau să facă rost de documentele necesare pentru cetățenii moldoveni, ruși, sirieni sau din Afganistan. Cei doi sunt funcționari publici angajați ai Agenției Servicii Publice și Serviciului Vamal și s-ar fi ocupat de această operațiune timp de 3 ani. Potrivit informațiilor pentru acordarea cetățeniei Ucrainei, suspecții au contrafăcut unele acte de stare civilă ale solicitanților, astfel în rubricile mamă și tată non-ucraineni erau incluse datele unor persoane de naționalitate ucraineană. Ulterior, solicitanții primeau fără impedimente cetățenia statului vecin, ceea ce le permitea libera circulație în UE. Potrivit legislației naționale, organizarea migrației ilegale de către un grup criminal se pedepsește cu închisoarea de până la 7 ani.